Ia stop, mă, stop, stop. Va da cineva să veți o apă rece? Nu. Nu va da, nu? Nu va dați. Unde lucrați? O să vină și a voastră, vezi, domnul director, iar a când ați băut dumneavoastră? Veniți de la aerul condiționat, nu? În cât timp? În permanență, dacă vrei să muncească, dă-le! Tu ai turnat asfalt care are 120 de grade să... la 38, 36, 37 de grade? Tu ai, ești șef de echipă, ai băut apă? Ia una rece de la mine și de acum încolo, dacă ăștia mai sunt însetați, plecați acasă. Deci, domn director, spuneți și mie atribuțiile cui sunt. Aici se refac aleile și se reface întreaga parcare până la ieșirea din Calea Rahovei. Sunt ferm convins că trotuarul de servitute din jurul blocului nu aparține infrastructurii și nu cred că a turnat infrastructura acest trotuar. Nu aparține primăriei, nu l-am făcut infrastructura, n-am făcut așa ceva. Bine, vreau să-mi spuneți acum, domnul director de la infrastructură, veniți încoa, alo. Cum să pui, domne, copaci, nu unul, copaci, să torni? Păi, mai bine îl tăia sau ce făcea? Îl făcea un ocoliș mic aici, nu știu ce se întâmpla, dar nu. Pe ăsta moare oricum, a turnat, nici ghiveș nu poți să zici că i-a făcut. L-a turnat direct, păi cine verifică lucrările astea? Infrastructura. Aduce acum picabăr și spargi tot, pe unde vezi și pe unde am fost, spargi tot. Nu se recepționează nimic. Auzi, ia două metere și taie la drept ca să nu se spargă urât. Taie cu metere. Nu știu, bă, nu faci tu. Băi, n-ai, nu-i datoria ta, tu spargi. Restul să refacă ei dacă vor bani. Vino, domn director, să vezi. Deci nu stai la gând, nu ți aparține lucrarea? Nu ai nici, tu te-am chemat? Uite-te și tu. Ce e uscat? Nu contează, mă, domnule. Ia, a fost greu să rupă. Ăsta e uscat, a fost greu să-l rupă, l-a cimentat. Păi, dar se uită oamenii ăștia, bă, frate, zice că suntem nebuni. Da, vezi rupă pe ce să, bă, îi spargi totul, ăsta îi spargi tot. Vrea să facă să refac. Ia uite aici. Domne, vorbiți, domnul director, aveți mai multă experiență. Nu știu cine a lucrat, voi afla, oricum nu interesează cine. Deci, repede, spargeți. Domne, ai mai multă experiență. Spune-le, domne, cetățenilor în zonă, acum dacă te vede că spargi. Domne, zlom, ăsta e oțetar. Bun, ce-or fi? E mic, e puiet. Îți spunem aici, tei, nu-ți afectăm zona. Dar asta e de râsul curcilor. E... Despre ce vorbim? Ce facem? Pădure în Ighevana? Ăsta e... Ia uite. Ce-i faci lui ăsta? L-ai betonat? Unde, pe unde, pe unde ieșea el? Ce ieșea? Se dezvoltă. Unde se dezvoltă? Dar cum să torni? Cum să recepționezi așa ceva? Uite ăsta. Mai vă zic că bun, s-a îndrăgostit omul de copacul ăsta, a greșit unul. Bă, dar cu ăsta, cu ciotul ăsta, cu alea, ar fi culmea să, dar nu cred, ar fi culmea să existe și plasă de Buzău de desubt aici. Cu ocazia asta verific dacă au pus și armătură. Ai băut apă, tată? Bravo! Și domn director, în condiții de acest gen, trebuie să ai în permanență apă aici. Astăzi consider că, datorită volumului și rapid de muncă, dar n-avei cum să uiți. Și să-mi spui tu mie din aia, e apa pe drum? Ia uite-te puțin la mine. De acum încolo, când bei tu apă, bea și muncitorul. Aici, da? Vrăjeală de asta că e apa pe drum, a venit primarul cu ea înainte, da? Greșit. Mai ales că acolo scrie primăria sectorului 5. Nu știu câte o înjura pe tine, dar ăsta zice, să nu mai zic puncte. Primarul ăsta ne ține și la tine director, direct, dar eu fac delegări de competență. Poc, până când topogan tilică. Ce faceți, oameni buni? Serviciu, la datorie. De unde lucrați? La ce firmă? V-a dat apa astăzi și de la firmă?
Nu v-a dat. Nu v-a dat. Să-și trimită și ei copiii la muncă pe căldurile astea. Și plus de asta vreau să vă zicem pe linia asta de tramvai, la ora asta trebuie să intrăm pe mai linia cineva? De tramvai. Cheamă-l și pe, dă și la oamenii acolo. Și la oameni, veniți aici la... Nu, la, la, sunt tot de la voi, nu? Nu, paznic. Nu contează. Cei din Parnuști. Dă-le la... Mă, ție ți-a dat, ție ți-a dat să bei de la firma ta ceva? Nu. Nu ți-a dat? Nici apă. Du-te. Să fiți iubiți. Și cereți-vă drepturile. Trebuie să vă dea. Păi nu să vă dea ce zice, că vă dea afară, nu? Ia. Păi nu. Doamnă, veniți pe aici puțin. Sărămâinile. Căldură mare. Da, foarte mare. Mulțumim mult. Mulțumim mult. Nu. Este domnul Marbea, sectorul 5 la mai. Nu, e că sunt cu cască și cu ochelari, da. Da? Lucrez sub acoperire, da. Bine, luați. Bine, copii. Sănătate multă. Doamne, ajută, spor la treabă. Ce trebuie să muncim și noi, dar nu pe așa pe dovoare, de asta pe mijlocul de tramvai. Nu? Păi, domnul primar, toți avem un... Așa este, așa este. Toți avem o... Vrem să muncim, să câștigăm o pâine. Da. Dar nu la ora asta, se face pe linia de tramvai. Bun, retragere acum din dispoziția mea. După ora, dacă acum stați două ore, stăm după aia două ore. E bine așa? Să ne bage când e răcoare pe linia de tramvai. E mai bine să vă schimbe după amiaza? Păi, doamnă, nu mai, doamnă, nu mai plângeți, da? Păi, prea cald. Deci. O secundă că o rezolvăm acum. Aici, recepție. Recepție, domnul primar. Unde vă aflați dumneavoastră, domn director? Indiferent dacă și tăcerea e un răspuns, din dispoziția mea, retrageți, vă rog, toți ce sunt oameni pe coasă, pe durata caniculei și îi puneți în alt schimb sau după amiaza, după lăsatul soarelui, recuperează aceste ore, pe durata caniculei. Da? Nu, e pe linia de tramvai, trebuie ieșit la coasă. Lăsați-i să se lase după amiaza, băgați schimbul 2 și va cosi. Dar pe timp de caniculă sunt oameni și nu avem voie să ne batem jocul ei. Plus că aici am găsit că nu, societatea nu le-a dat o apă. Îi trimite și ce muncească și nu le dă apă. Au drepturile astea. Am recepționat, domnul primar, mâine dimineață vine apa, am comandat-o, dar am întârziat. Am venit să vine mâine. Domnilor director, rugămintea mea, cei care lucrați cu oameni, puneți-vă înaintea lor. Nu că vine apa mâine. Trebuia să fie. Codul s-a anunțat de o zi sau două. Și ieri a fost. Da? Ok. Poate n-a știut că asta trebuie să faceți. Vă aduc aminte. Și celor care lucrează sub contract cu primăria. Da? Să le aduceți aminte că e obligația firmelor respective să asigure această apă angajaților lor. Mai ales care lucrează în asemenea condiții. Dacă luați o apă de la mine. Da, deci nu iau, o iau. Da, o apă, domne, că e cald afară. Domn primar, eu sunt băiatul care a luat inițiativa cu parcul ăsta. Da. De mult, adică aș vrea da, să da, apătai, da. Și... Asta, acum rezolvăm. Dar știți, este, ca să vă spun eu, e tăiat la stâlp de aici cu curentul. Aici, recepție, fântâna de la Liberty. Nu funcționează. O vreau până într-o oră funcționabilă. E tăiat curentul de la stâlp. Nu știu ce faceți. Aduceți generatoare, vă luați biciclete, faceți curent, puneți elici. Nu știu ce. Faceți fântâna asta, merge până după amiază, da? Bun. Vedem. Sănătate. Haide. Doamne ajută. Este. Dă-i drumul. Hai, pe cai, desfaceți. 360 de grade, ce merge, ce mișcă, apă. Ați luat. Hai, apă. Ia tinerică. Mulțumim. Ia dă-te. Dă-le acolo, dă-le. Așa. Dacă mergi cu geamul deschis, înseamnă că n-ai aer. Nu-ți merge aerul, s-a stricat, asta e. Primește apă. E șef? Domnul director, veniți încă. Da, domnul primar.
El a zis și a recunoscut vina, e șef. La tine în casă așa stăm? Amendă acum. Amendă. Amendă. Suntem... Nu mă interesează, ești aici, trec oamenii pe aici. Ce vinzi? Produse alimentare? 500 de lei amendă. Da, domn primar, am înțeles. Doamne ajută. Ia păpușe. Sărăuna. Sărăuna. Hai, unul la, unul la capăt acolo. Nu, uite acolo la, la, la cei care vin de acolo. Și eu, noi îi prindem pe ăștia de aici. Tu stai la, la, la de acolo. Du-te cu, cu el acolo. Aici la Sebastian. Stați pe cel care, cei care vin de pe, de pe celălalt. Am înțeles. Lasă-o. Și eu, noi stăm aici. A și băut, nu? Era sete? Doamne, a venit că-i sete. Sărmâna. Asta e cea mai mare pomană. Uite acolo, uite câtă lume. Da. Una rece. Mulțumesc frumos. Una rece. Ia, tată, că dai, dai la pedale mult. Bea o apă rece. Toată așa, luați apă, luați apă, luați apă. Alo. Ia. Era aer condiționat în tramvaiul ăsta? Nu era. Vale. Poftiți. Poftiți. Da, mulțumesc. Hai, urcă-te repede, urcă-te repede. Să stea puțin, să dea la toți, că e puțină lume. Hai. Hai să dea la toată lumea. Apă, 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 apă. Apă, să nu vă treacă unul fără apă. Trebuie să bei, trebuie să bei, că ești, ești pe scooter, știu ce înseamnă. Am băut un kil până acum. Doamne ajută! Măturatul Arigolul lasă de dorit. Ați dormit ceva? Dacă am lipsit două zile, v-ați revenit repede așa? Ok. Program non-stop. Vreau să vedem. Astăzi aveți prestație zero la Rigolă, la Rigolă, da? Ca să-ți dau și indice, toate intersecțiile, marile bulevarde, lasă de dorit. Hârtii, măști pe jos, gunoaie, nu știu unde ați fost. La voi nu e cazul cu măturatul ăsta manual pe, pe arterele principale. Aveți mecanizate, aveți aer condiționat, dați-i drumul la treabă. Și nu uita, da, prestație zero astăzi. Canicul afară, luăm banii de la tine și îi ducem pe apă. E cald în tramvai, nu? Vă răcoresc eu acum. Acum vă rog, urez. Ce mă știți, doamnă? M-am dat în capă la toată lumea. Mai stai puțin, dacă... ușor, ușor. Haideți, sus. Atacați la răcorire. Ia-o din față, care ești? Hai. În spate, spate, apă. Haideți. Poftiți, poftiți. Tată, vei? E răcorarea mare, nu? În spate. Măi, apă! Hai mai încoa, mai repede. Ați primit? Aici ați primit? Și poză, poftiți. Da, mulțumesc. Să fiți sănătos.